Binecuvântat să fie Domnul nostru! Îi mulțumim că ne-a îngăduit această întâlnire frumoasă în casa Domnului. Ne revedem, chiar dacă sunt frați pe care nu-i putem vedea, că sunt la balcon. Această atmosferă, îi spuneam fratelui Pavel, îmi aduce aminte de copilăria de la Mestecăniș. Chiar dacă suntem mai constrânși din cauza spațiului, îi mulțumim Domnului pentru că în casa Domnului e plăcut. Zicea psalmistul, cât de plăcute sunt locașurile tale. Nu știu sigur dacă era templul de la Ierusalim sau era doar cortul întâlnirii, dar dacă Domnul e prezent, nu mai contează, cum zicea Petru, Doamne, și în colibă stăm. E frumos dacă este Domnul între noi. Binecuvântat să fie numele. Vreau să vă citesc un verset din cartea lui Iov, capitolul 41, unde Dumnezeu declară, întrebând întâi, îl întreabă pe Iov, cui îi sunt dator ca să-i plătesc? Am vreo datorie cuiva? Și afirmă apoi, sub cer, totul este al meu. E proprietarul întregului cosmos. Toate planetele și nu numai planetele, zice Biblia, că și noi suntem turma pe care o povățuiește El. Pământul și toți cei care o locuiesc sunt al lui Dumnezeu. Și se comportă ca și un stăpân. Pavel spune în Timotei că el este singurul stăpânitor. Și ca stăpân, de exemplu, când diavolul vrea să se atingă de Iov, merge la Dumnezeu să-i ceară voie. Că el e stăpân, diavolul știe asta. Și Dumnezeu, când tratează cu diavolul, nu îl întreabă pe Iov, Iov, mă las să-i dau turmele lui Satana? Nu, pentru că nu sunt ale Iov, sunt ale mele. Și spune, diavolul, poți să le iei. Da, copiii mi dai? Și Dumnezeu zice, poți să iei. Fără să-l întrebe pe Iov ceva. Pentru că Dumnezeu e stăpân. Și face ce vrea cu tot ce este pe pământul acesta. Nu ne întreabă pe noi. Spune în psalmi, dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție. Dacă mi-ar trebui o vacă din turma ta, mi-aș lua-o eu singur, nu ți-aș cere-o. La intrarea în Ierusalim, Domnul trimite pe ucenici și spune, mergeți în satul din față, găsiți un măgăruș, luați și aduceți-l. Mă întrebam un copii, dar de ce Domnul nu-i învață pe ce să-l ceară de la proprietar? Păi de la cine să-l ceară? Că e a lui. Da, cumva vă întreabă cineva să-i spuneți că Domnul are trebuință de el. A lui Dumnezeu sunt toate binecuvântate să-i fie numele. Și zilele sunt ale lui. Și anii, el planifică. El face planuri. Zice Biblia că el a stabilit un plan pentru toate lucrurile, un timp pentru toate lucrurile. Și vremurile care vin și cele care au trecut, toate sunt într-un calendar al lui Dumnezeu pe care El l-a stabilit. Zice Biblia că în vremurile din urmă va da fiarei putere să domnească, unor împărați le va da dreptul să domnească împreună cu fiara timp de un ceas. Dumnezeu le dă voie. A spus Domnul la judecată în fața lui Pilat, acum este ceasul acesta al vostru, este puterea întunericului. Dar n-ai fi avut nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de Tatăl meu. Ale Lui sunt toate, binecuvântat să fie numele. El este cel mai bun programator din istorie. Ce bine programează toate întâlnirile, tot cosmosul acesta, cum funcționează mai perfect decât un ceas. Noi ne reglăm ceasurile după cosmosul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu își reglează cosmosul după ceasurile noastre. Dumnezeu, chiar mă gândeam la nașterea Mântuitorului, cum a programat steaua aceea pe cer, care li s-a arătat magilor, că Dumnezeu a așezat stelele încă de la început, de la creație. Unde a așezat un univers așa încât lumina ei să ajungă pe pământ abia atunci când trebuia, exact când s-a născut Mântuitorul. Încă de la început Dumnezeu a făcut un plan și l-a calculat mai mare precizie decât orice computer din vremea noastră. Slăvit să fie Domnul! Îi recunoaștem însă această stăpânire? Biblia spune că în Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Și totuși, Doamne, de ce alor Tăi nu le dai? Petru a zis, Doamne, nouă ce ne dai? Ba încă, citind despre creștini, că încă și din ce au avut, li s-au luat. Este ceva frumos în Evanghelie. În pilda samariteanului, deci Biblia acolo că samariteanul spune hangiului care încredințează pe cel căzut între tâlhari. Ai grijă de omul acesta. Și dacă vei cheltui ceva de la tine, pe lângă ce-ți dau eu,
o să-ți plătesc înapoi la întoarcere. Am întrebat, Doamne, acum orice cheltui, tot de la Tine l-am. Ce poți să cheltui de la mine? Dar este extraordinar când te gândești la Dumnezeu cât de nobil se poartă cu noi, chiar dacă nu suntem stăpâni pe nimic. Ne întoarcem înapoi la Dumnezeu cum am venit, zice Iov. Goi am venit, goi ne întoarcem. Totuși, ne face această, se poartă cu atâta onoare cu noi, încât zice, dacă cumva cheltui de la tine, să știi că o să-ți dau înapoi, dar la întoarcere. De ce nu acum? Mă gândeam la ucenici, mă gândeam la mișcarea aceasta a creștinismului. Creștinismul n-a mișcat lumea prin progres tehnologic sau prin binecuvântări materiale, măcar că le-a adus și astea. Domnul Iisus putea să-i învețe pe ucenici toată tehnologia modernă, putea să-i cucerească Imperiul Roman. Credeți că Domnul Iisus Hristos nu știa de telefoane mobile? Credeți că El nu știa de internet? Credeți că electricitatea este descoperirea noastră? Noi nu am descoperit ce a pus Dumnezeu în univers. Legile astea le-a creat Dumnezeu de la început. Și totuși nu le-a dat ucenicilor. Nimic din toate astea. Ei n-aveau să impacteze lumea prin astfel de lucruri. Domnul are altceva. Și Domnul zice, de ce sunt stăpân pe toate? Eu am să-ți dau ție altceva. Ce trebuie să-ți dau, îți voi da când mă voi întoarce. Atunci, zice Biblia, că cei blânzi vor moșteni pământul, atunci vom primi stăpânirea cetăților, atunci vom intra în moștenirea noastră. Dar acum am ce altceva să-ți dau. Și m-am uitat în Scriptură și văd că tot ce are Dumnezeu să-mi dea și tot ce are Dumnezeu să-ți dea aici pe pământ, se poate încadra într-un singur cuvânt, numit chemare. Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu îți oferă o chemare, El ne cheamă la împărăția sa. El îți dă o chemare sfântă, El ne cheamă din întuneric la lumină, El ne cheamă. Tot ce oferă Dumnezeu pentru un om poate fi încadrat în acest cuvânt, chemare. Dar nu e numai Dumnezeu cel care cheamă. Mai sunt și alte chemări. Și chemările sunt foarte provocatoare, foarte ispititoare. Din cauza aceasta, așa de mulți, din nepricepere, din neînțelegere, refuză chemarea Domnului pentru alte chemări. Mă gândeam zilele acestea la tânărul bogat. Când vine în fața Domnului, Domnul spune, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde ce ai de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. M-am gândit că în aceste cuvinte stătea ceva mai mult decât ce dorea El. El dorea să ajungă în ceruri. Dar Domnul i-a zis, vino după mine. Știți cui i-a mai spus Domnul să vină după el? Ucenicilor. Eu cred că Iisus Hristos ar fi vrut să facă din tânărul acesta unul dintre apostoli. Cred că acest băiat ar fi avut ocazia să fie în rândul apostolilor și probabil că dacă ar fi urmat chemarea Mântuitorului, astăzi am fi avut epistole scrise de el. Am fi avut cărți scrise și le-am fi citit în biserică. Ar fi fost și numele lui scris pe temeliile noului Ierusalim pe care l-așteptăm să vină din cer. Dar el a ales bogățiile. A plecat acasă trist, pentru că mai era o chemare. Îl chemau bogățiile. Și vedeți, dragii mei, în oricare dintre noi există această luptă între chemări. Între chemarea lui Dumnezeu, pe de o parte, și între chemările lucrurilor acestei lumi. Și ambele se adresează inimii noastre, se adresează voinței noastre. Și asta l-a întrebat Domnul. Tu vrei? Dacă vrei, dovedește-ți voința în acest angajament pe care îl cerea Domnul. Vreau să știți că voința noastră este parte din personalitatea noastră. Noi suntem formați din rațiune, sentimente, voință. Personalitatea umană este compusă din sentimente, din rațiune, dar voința este o parte, componenta noastră. Ori Dumnezeu atunci când privește spre un om, ține foarte mult seama de voința omului. Biblia spune, de exemplu, în Vechiul Testament, în Levitic, în Deuteronom, când se stabilește vinovăția unei persoane, de exemplu, deci dacă
un bărbat și o femeie, săvârșesc adulter în câmp. Deci e Biblia că nu, femeia nu poate fi condamnată la moarte, măcar că face un păcat de moarte. De ce? Pentru că niciun judecător din lumea aceasta nu poate stabili dacă femeia aceea a vrut sau n-a vrut. Și așa că, pentru că nu se poate stabili implicarea voinței, nu-l pedepsiți cu moartea. Pedepsește Dumnezeu la sfârșit. El este singurul care poate discerne între gândurile, simțămintele omului, spune în evrei, că cuvântul Domnului desparte simțămintele noastre. Dumnezeu pătrunde adânc în noi și se uită la ceea ce vrei tu. Voința ta este chemată de Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă să te implici, să te angajezi cu întreaga voință, dar te mai cheamă și lucrurile de lumea aceasta. Sunt atâtea lucruri care ne cheamă. Și așa de provocatoare, vin dintr-o țară în care chemările sunt așa de insistente, așa de puternice. Oamenii cedează așa de ușor, chiar vorbeam pe mașină cu un frate, l-am întâlnit acum încoace spre dumneavoastră, și spunea, este atâta ispita ta goană după înavuțire. Pot să spun că Irlanda se deosebește de România prin faptul că avem câțiva kilometri mai mulți la oră în această goană după vânt. Oamenii aleargă după atâtea și atâtea chemări. Dar vreau să vă provocam pe fratele respectiv și ziceam, uitați-vă la Moise. Moise a crescut în casa lui Faraon. Nu avem vreo garanție că Moise ar fi ajuns vreodată, ar fi putut ajunge vreodată moștenitor al tronului. Nu era din neamul egiptenilor. Dar oricum putea să ajungă un mare conducător pe lângă Faraon. Zice Biblia despre Moise că deși avea aceste posibilități, a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și îl întrebam pe fratele respectiv, spuneți-mi, și vă întreb pe dumneavoastră, ce chemare mai măreață, mai onorabilă putea să urmeze Moise decât chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu? Să rămână în istorie ca cel care a izbăvit pe evrei din Egipt și ca cel care a fost credincios peste casa lui Dumnezeu ca slugă, asemănându-se cu Iisus Hristos. Putea să ajungă un om bogat, putea să ajungă un om care să aibă putere în Egipt. Dar niciodată chemarea lui Dumnezeu nu poate fi egalată cu vreo altă chemare. Chiar dacă la început pentru Moise asta a însemnat renunțare, a însemnat pierdere, a însemnat durere, n-a fost recunoscut de frații lui când a mers să izbăvească prima oară, știți că a trebuit să fugă, a însemnat o viață grea, 40 de ani de despărțire de familie, despărțire de neamul lui, de părinții lui. Nu știm dacă și-a mai întâlnit părinții. Dar a știut că la ce cheamă Dumnezeu nu te va putea chema niciodată diavolul. De ce? Pentru că singurul stăpânitor e Dumnezeu. Să știți că diavolul nu are nimic să ofere decât așa, ca și momială, ca și ispită. Diavolul nu e creator, diavolul nu poate crea nimic. El are numai din ce a furat și din ce a înșelat și a dobândit ce are. Dar Dumnezeu este singurul care are stăpânire peste toate lucrurile și zice Biblia că dă pământul cui îi place și poate să-ți dea din belșug, că dacă nu are suficiente, le mulțește și le creează. E creator, binecuvântat să fie numele. Vreau să vă pun în față câteva versete care pe mine personal m-au cercetat. Când vorbesc despre chemarea divină și despre implicarea voinței mele în alegerea aceasta, știți, spunea Petru că trebuie să ne întărim chemarea și alegerea. Dumnezeu cheamă și noi alegem cărei chemări să ne dăruim. Dumnezeu m-a chemat. Eu am ales chemarea lui Dumnezeu față de celelalte chemări și sunt chemat să întăresc această chemare și alegere pe care am făcut-o cândva, în fiecare zi. Dar, citesc în Filipeni, un text frumos care descrie viața apostolului Pavel și experiența aceasta a luptelor lui lăuntrice, care arată angajamentul voinței lui de a urma chemarea divină. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, zice el în Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos,
Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Adică ceea ce arată de plin alegerea unei chemări. Dacă Dumnezeu te-a chemat și tu ai ales și ți-ai dăruit voința acestei chemări, ceea ce descrie de plin faptul că te-ai angajat cu toată voința în această chemare, e alergarea. Zice Pavel, ui ce este în urmă, adică lucrurile care înainte erau în fața mea, au ajuns în urmă, m-am întors cu spatele spre ele. Și acum sunt în urma mea. Și acum alerg spre un alt obiectiv, spre o altă țintă. Și nu mă mai interesează cât de mult costă. Știți că într-o alergare de sportiv, nu așa că alergi să prinzi tramvaiul sau alergi să prinzi un tren sau alergi la serviciu că ai întârziat. Într-o alergare de sportivă te eliberezi de bagaje. Vorba lui Traian Dorz, nemai fiind prin lume decât un călător, cu cât duc mai puține pot merge mai ușor. Am venit înspre dumneavoastră doar cu o simplă gentuță. Ce ușor am trecut prin aeroport față de alții care erau după ei bagaje. Știam că vin acasă și am tot ce-mi trebuie. Apostolul Pavel zice, pentru că vreau să câștig premiul. Nu mă mai interesează cât costă. Și pentru asta zice, sunt gata să mă fac părtaș suferințelor lui. Ba chiar sunt gata să mă fac asemenea cu moartea lui. Ca să ajung cu orice chip sau cu orice preț, cu oricât m-ar costa, să ajung acolo unde mi-am propus. Să ajung la învierea din morți. În seara aceasta Dumnezeu mă cheamă și mă întreabă ce poziție are chemarea pe care ți-am dat-o eu în ochii tăi? Cât valorează faptul că eu te chem? Te chem să fii ca mine. Ce mare chemare! Mă gândeam în timp ce vorbea fratele că nu ne rugăm pentru că nu iubim. Mijlocești până la sânge pentru cineva pe care îl iubești. Mi-aduc aminte când s-a îmbolnăvit unul dintre băieții mei în Irlanda și pentru că credeam că este ceva foarte grav, m-am trezit în minte într-o noapte și am coborât în living și am început să plâng și a venit soția pentru că m-auzea cum mă rog pentru el. Pentru că îl iubeam. Când inima ta iubește, mijlocești și te rogi. Lipsa dragostei frățești poate fi văzută și la capitolul mijlocire. Pentru că suntem așa de plini de scopurile noastre și nu de chemarea lui Dumnezeu. Pentru că zice în Isaia 53 că noi ne vedeam de căile noastre. Noi ne vedem de planurile noastre, în timp ce Dumnezeu are planuri extraordinar de mari. Cât de departe ar putea privi un om? Este mic, este mică distanța până la care putem vedea față de ceea ce vede Dumnezeu. Mă întreba odată unul de copii, până unde putem să vedem? Am zis, nu cred că există vreun paravan, vreo distanță până la care omul se poate vedea și de acolo se mai poate vedea. Noi am fi capabili să vedem până la capătul pământului, dacă am avea condițiile atmosferice și o poziție de unde să putem. Când ne urcăm pe un munte, dacă este senin, vedem până departe, departe. Dar oricât de departe ar putea să vadă un om, e mai degrabă ca și un copil. Acum, revenind în țară, m-am uitat la multe lucruri din câte am făcut aici și mă gândeam la proiectele mele pe care le-am abandonat. Ce mărunte sunt față de ceea ce pot acum să văd. Doar când ne va duce Dumnezeu să vedem din ceruri cum va arăta lumea, oare cum vom zice noi despre noi înșine cât de copii am fost și cât de puțin am înțeles din ce a vrut Dumnezeu să facă. În seara aceasta Dumnezeu mă întreabă, Alin, Ioan, Maria, frate, tânăr drag, cât de mult te angajezi în ceea ce eu te chem? Apostolul Pavel spune, eu alerg. Și ca semn al acestei alergări, uit ce este în urma mea, am nevoie să uit. Pentru că o alergare
Că aceea la care mă cheamă Dumnezeu implică renunțare și asta este foarte greu pentru om. Asta a fost greu pentru tânărul bogat, să renunț eu la ceea ce am muncit, la ceea ce mi-am propus, la ceea ce, în ceea ce mi-am implicat atâta energie din viața mea. Ori trebuie să uit, nu e vorba de uitare din aceasta ca o slăbiciune umană. Noi avem capacitatea de a uita în sensul de a nu mai ține cont de ele. Sunt lucruri care sunt în memoria mea, pot să le accesez oricând. Dar refuz să mă gândesc la ele, refuz să le iau în seamă. Asta zice Pavel, eu refuz să mă mai gândesc la alea pentru că mi-a pus Dumnezeu ceva înainte. Ori dați voie să vă spun că e ceva extraordinar în această chemare divină. Biblia spune, de exemplu, în Apocalipsa, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, adică dacă prinde cineva ceva din chemarea asta, dacă simți că Dumnezeu te cheamă în ceva și deschide, își asumă această responsabilitate să îl primească această chemare. Am să intru la el și am să cinez cu el. Adică am să mă așez la masă și am să-mi consum din ce-mi dă el. Dar, zice, are să cineze și el cu mine. Adică va începe să consume și el din ce-i dau eu. Ori, dragii mei, ce are Dumnezeu să ne dea, nu mai are nimeni să ne dea. Dumnezeu nostru este bogat și posesor al tuturor lucrurilor, dar are comori pe care nu le poate da pământul. La ce folos ar fi cuiva să aibă toate lucrurile dacă nu are bucurie și fericire să le consume în pace? Zice Biblia că dacă ar trăi cineva de 2000 de ani și ar avea 1000 de copii, dacă Dumnezeu nu îi îngăduie să se bucure de ele? Dar ce har este când vine Dumnezeu în casa ta, cinează cu tine, adică rămâne la tine acasă și îți dă Dumnezeu să consumi din ale Lui. Ce împlinire este să-L vezi pe Dumnezeu că se implică în viața ta personală, că este cu tine. Numai cu câteva săptămâni am trecut printr-o situație mai complicată. Deci, într-o țară străină, nu cunoști legile, nu știu nici foarte bine limba. Le spuneam tinerilor la grup să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru sistemul de sănătate românesc. Acolo sistemul de sănătate este puțin mai în urmă, nu știu cum se zic. Am suferit o accidentare la un picior și am fost incapabil de muncă și datorită legislației de acolo nu beneficiam, puteam să pierd anumite drepturi. Și îmi țin minte că într-o seară eram foarte necăjit și eu și soția din cauza acestei situații. Și obișnuim, pentru că suntem departe de oraș, nu putem ajunge la slujbe, la biserică, obișnuim să ne adunăm seara cu copiii, să ne rugăm și în seara aceea soția zice, eu nu sunt în stare să mă rog, să cântăm acum. Suntem așa de necăjiți, uite ce situație suntem, nu știu cum să rezolvăm problema. Și a zis, dragă, nu știi că Dumnezeu ne-a promis că dacă noi îl deranjăm, el se lasă deranjat oricând de noi? Cine ne-ar putea ajuta în situația asta? Numai Dumnezeu, de ce să refuzăm să mergem la el? Și ne-am pus, ne-am rugat. După rugăciune, soția mi-a dat ideea să dau un telefon la cineva. Am fost pus la curent cu toate legile, tot ce trebuie să fac. A doua zi am plecat la serviciu, în ciuda problemei mele, am vorbit cu șeful, am fost înțeles pentru săptămânile care urmau să îmi ofere de lucru ceva mai ușor. Și a doua zi veneam acasă, pentru că la muncă am avut timp să meditez și la ce s-au întâmplat și la cuvântul Domnului. Și am fost foarte vesel, cântam, i-am zis ceva vesel la soție și ea era foarte tristă. Și zice, cum poți să fii așa vesel? Zic, dragă, stai un pic și să calculăm. Și am zis, uite-te, gândește câte ore am lucrat săptămâna trecută și săptămâna asta. Am calculat. Zic, știi ce? Hai să-ți arăt. Și am arătat o scrisoare de la stat, care ne arăta că exact numărul respectiv de ore era necesar minimum ca să ne putem încadra într-o anumită lege. Zic, vezi că cineva a numărat orele astea și ne-a pus în posesia informațiilor corecte exact la timp ca nu cumva să pierdem. Adică aceste situații n-au fost doar așa, s-au rostogolit peste noi, ni s-a întâmplat. Ci este un Dumnezeu care numără și orele de muncă. Așa a zis psalmistul, că Dumnezeu ne numără pașii vieții noastre de pribeac și că lacrimile noastre le adună în burduful său. Nu este lacrimă pe care s-o vezi, pe care Dumnezeu să nu știe că ai vărsat-o. Și nu există efort pe care să-l faci, pe care Dumnezeu să nu-l aibă în contabilitate. Și asta este frumusețea, să știi că Dumnezeu
se așează la masă cu tine, adică îți îngăduie să-i dai tu din ale tale, primește de la tine. Da, Dumnezeu se folosește de noi. E nemaipomenit să știi că ai predicat odată și după aceea vine cineva. Domnul mi-a vorbit prin tine, Dumnezeu mi-a dat răspuns la o întrebare, Dumnezeu mi-a vorbit. Da, ești unul care îi dai lui Dumnezeu de mâncare. Îl primești la cină cu tine. Dar și El îți dă din ale Lui. El ne umple inima de bucurie, zice, și inima de gura de cântări, de veselie. El îmi dă cântări de izbăvire noaptea. Și ne va umple într-o zi de bucurie în împărăția Lui cerească. În seara aceasta sunt în fața acestui text care mă face să mă întreb, Doamne, eu alerg spre această țintă care mi-ai propus-o Tu? Și nu cred că această țintă se referă la vreun obiectiv pământesc, ci vorba apostolului. Nu am ajuns încă de săvârșit. Asta este ținta spre care alerga apostolul. Vreau să ajung de săvârșit. Sau cum îi spunea domnul tânărului bogat, dacă vrei să fii de săvârșit. În seara aceasta mă întreabă Duhul Sfânt. Alin, tu vrei să fii de săvârșit? Doamne, eu vreau să fiu un bun predicator, Doamne, eu vreau să fiu un tată bun, Doamne, eu vreau să fiu un muncitor foarte bun. Nu, Alin, tu vrei să fii desăvârșit? Îți dorești asta? M-ai ales spre desăvârșire? Te-ai angajat cu toată energia, că asta înseamnă alergare, să renunți la lucrul care te-ar împiedica, ca să poți să alergi. Înseamnă, zicea Apostolul Pavel, ne supun la tot felul de înfrânări, ca să putem alerga, să putem avea condiția fizică, să putem câștiga premiul. Oare în viața mea mai am capacitatea să spun nu lucrurilor care mă împiedică să alerg? Așa de mult și așa de ușor, zice apostolul, ne înfășoară piedicile acestei lumi. Așa de ușor să te matrași de lucrurile pe care diavolul le oferă. În loc să alergăm, zice Pavel aici, mă arunc spre ce este înainte, adică mi-am așezat înainte obiectivul acesta, vreau să ajung de săvârșit. Dumnezeu să ne ajute. Vă citesc în încheiere cuvintele probabil al acelui apostol care spunea în Evrei, în capitolul 12, versetul 1, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dumnezeu să ne ajute. Amin.